Sâmbătă vremea va fi în continuare predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru acest început de primăvară. În sud-est, cerul va fi variabil cu unele înnorări în cursul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 12 și 22 de grade, iar cele minime se vor încadra între 3 și 12 grade. Duminică vremea va fi în general frumoasă și cea mai mare temperatură din țară va fi la Giurgiu. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în cursul zilei în sud-estul țării. Izolat vor fi posibile ploi slabe, îndeosebi după amiază, în zona de munte. În Giurgiu, vântul va sufla slab și moderat. Astfel, în weekend vom avea sâmbătă: Bolintin, Hotarele, Comana, 20 de grade, Mihăilești, 19 grade, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu, 21 de grade. Duminică, Bolintin, 21 de grade, Hotarele, Ghimpați și Izvoarele, 22 de grade, Mihăilești, 20 de grade și Giurgiu, 23 de grade. Luni vom avea din nou o zi însorită cu cer senin, care spre seară va fi parțial noros, dar săptămâna viitoare vremea se strică simțitor, iar temperaturile vor scădea cu 8-9 grade Celsius. Temperaturile de luni din județ sunt următoarele: Bolintin, Comana și Mihăilești, 22 de grade, Hotarele, 21, Izvoarele, 23, Ghimpați, 23 și Giurgiu, 22 de grade. Vântul va sufla cu putere de 16 km pe oră din direcția sud-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 762 mm coloană de mercur. Umiditatea aerului va fi de 62%. Dunărea este în scădere cu 30-40 de centimetri, iar cota probabilă este de 184 de centimetri.